Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Emisiunea nu urmărește implementarea unor coduri de conduită și etică personală. Scopul este acela de a promova informații medicale de actualitate aduse de către profesioniști în domeniu. A învăța corect înseamnă să muncești mult mai mult decât a învăța incorrect, chiar dacă pare aberant, dar așa este. Toată povestea asta va crea rețele neuronale noi. Vom favoriza apariția acelor căi de acces la nivelul creierului pe care informația să curgă lin, vom pava strada informației, iar ea de la sursă către cortexul cerebral va parcurge acest drum într-o manieră corectă. I think any healthy diet today should focus on reducing the intake of pro-inflammatory compounds and focus on increasing your intake of anti-inflammatory compounds. După vârsta de un an, nu mai este indicată folosirea suzetei. După cum subtul degetului este un obicei vicios care poate să creeze probleme ulterioare în evoluția alinierii dinților. Vă salutăm, dragilor, și ne face o deosebită plăcere să intrăm în casele voastre și în această nouă seară de marți, împreună cu, evident, ediția de vorbă cu doctorul, alături de mine este medicul neurolog Ovidiu Tudor, pe care mă bucur pentru că este alături de mine și sunt pregătită să purtăm un subiect cu siguranță de interes, mai ales că se apropie perioada tezelor, a sesiunilor și este bine să știm din timp cum învățăm eficient. Din timp, pentru că nu putem învăța neapărat foarte rapid și e nevoie de timp. Te salut și eu. Cât este de important să știm cum să învățăm? Foarte important, pentru că depinde succesul nostru temporar și succesul nostru pe termen lung. Construim o clădire, un edificiu care poate să dureze sau poate să cadă la prima bătaie de vânt. Așa că e important să găsim soluția optimă și să oferim sfaturile optime pentru a eficientiza procesul de învățare și a-l face să fie unul de durată. Pentru că putem învăța astăzi și putem uita mâine sau putem învăța azi pentru totdeauna. Trebuie să pun încă de la început întrebarea care mă macină de ani buni, pentru că e și bine eu că n-ai uitat-o. Nici cum. Deși procesul meu de învățare într-o instituție s-a oprit în urmă cu ceva timp, învățăm continuu și este indicat să facem acest lucru, dar atunci când lucrurile erau foarte stringente și atunci apăsătoare și mereu la nu trecea un examen că venea următorul, îmi puneam întrebarea dacă învățare este sinonim cu memorare. Memorarea implică ceva mai mult. Sau, mă rog, de fapt, învățarea, sunt doi termeni diferiți. Putem memora, nu implică neapărat mai mult. Putem memora pentru o perioadă scurtă de timp, să ne folosim, să devenim eficienți în momentul respectiv, dar simpla memorare nu ne va aduce beneficii pe termen lung, pentru că, așa cum am învățat, la fel de repede putem uita. În schimb, învățarea presupune și memorare și presupune un proces mai îndelungat în care înțelegem ceea ce învățăm, în care se creează anumite conexiuni în creierul nostru, care vor fi definitorii și asupra cărora putem reveni de fiecare dată. Depinde ce ne dorim. Să dăm bine în fața lumii, să impresionăm pentru moment sau să fim veritabile, până la urmă, veritabili și adevărați în ceea ce facem și să ne obținem beneficii, să ne câștigăm o utilitate pe termen lung. E de multe ori povestea asta și am pățit-o și eu până la urmă și cred că toți am pățit-o. E foarte greu să îți găsești motivația necesară pentru a te apuca de învățat din timp. Cu cât se apropie examenul, cu cât ești mai aproape de la, abia atunci începi să conștientizezi importanța timpului pierdut, a orilor pierdute și de-abia atunci începi să te apuci de elemente și mereu există chestia, băi, dacă mai aveam o zi sau două, ta, era... Dărâmam lumea. Cuceream lumea. Exact. N-am reușit să cucerim nici câteva pagini. Da, e nevoie de timp, pentru că învățarea corectă nu e neapărat mai ușoară. Noi nu vorbim neapărat, vorbim de o modalitate de a învăța eficientă, dar eficiența nu înseamnă neapărat și un element facil. Și de regulă e bine știut în neuroștiințe, în lumea psihologilor și în lumea medicală în
general sau în celor care se ocupă de povestea asta, că o învățare corectă implică un efort mult mai mare. Uh-huh. Dar, cum spuneam, până la urmă, eficiența unei învățări corecte va fi demonstrată în timp și roadele și urmările care rămân după o învățare corectă sunt durabile. Nu se pierd imediat după ce a trecut examenul. Sunt multe persoane care citesc o seară înainte, reușesc să rețină ceva, deși nici asta nu e varianta optimă. A trecut examenul la o săptămână distanță după, e important dacă mai știu la ce materie au dat. Blanc. Total. Găsim, dacă vom da search, că eu am făcut asta încercând să pregătesc ediția de astăzi și sper să fie placul tuturor și mai ales utilă, dând un search rapid pe Google, tehnici de învățare eficientă, vom găsi câteva indicații. Sfaturi. Da. Sunt reale aceste tehnici sau fiecare are tehnica lui personalizată sau există un mod unic și universal valabil pentru că noi funcționăm toți la fel? Nu știu ce tehnici ai găsit, dar până la urmă am încercat să implementăm câteva informații corect. Cu siguranță suntem diferiți și avem o modalitate diferită de a aborda problema, dar când vine vorba despre învățare și despre creier, cumva sunt variațiuni pe aceeași temă. Și învățarea eficientă înseamnă să ne învârtim asupra acelorași idei. Prima etapă pe care trebuie să o parcurgem în procesul de învățare înseamnă pleacă de la niște elemente care țin de o conduită generală, de stil de viață sănătos. Înseamnă să mănânci corect, înseamnă să te hidratezi corespunzător, înseamnă să nu pierzi nopțile. Sunt primele elemente pe care le poți face și care te pot ajuta în procesul de învățare și te pot eficientiza. Pare banal. Da, de ce să mănânc corect, de ce să mănânc la timp, de ce să mă hidratez? Pentru că organismul are nevoie de asta, pentru că avem un creier care necesită anumite resurse și un anumit tip de combustibil pentru a se activa și pentru a putea fi folosit în beneficiul tău. Mm-hmm. Dincolo de povestea asta, sigur că sunt persoane care se declară persoane cu impact mai mult vizual sau cu impact mai mult auditiv, că persoane care au nevoie să sublinieze, să repete de 1000 de ori, nu sunt cele mai eficiente metode de învățare cu bătaie pe termen lung și este demonstrat nu dacă citești de 1000 de ori același text te va eficientiza, nu dacă subliniezi cu toate culorile pământului chiar în curcubeu un text te va ajuta să le reții, nu, nu în asta constăm. Învățarea corectă presupune niște etape. Vorbim de o învățare spațiată cumva. Da? E bine să citești, e bine să acumulezi informație, însă e foarte important să îți iei un răgaz, să îți iei un timp de odihnă de la acea informație pentru a-i permite ca ea să se sedimenteze. O las să se adune, eventual poți și tu o altă informație dintr-un alt domeniu, în momentul respectiv te accesi pe o altă problemă, ulterior urmând să revii. E una dintre metodele care pot fi eficiente. Cum spuneam, nu neapărat repetiția este cheia. Sigur, există implementată, repetiția este mama învățăturii și, cum spuneam, înveți pentru moment, dar e important și ce repeți, pentru că după ce după ce ai învățat, după ce ai parcurs o anumită etapă în procesul de învățare, după ce ai citit un anumit aspect, e foarte important să spui întrebări asupra acelui domeniu. Cu cât reușești să-ți adresezi întrebările mai rapid, cu atât capacitatea ta de a reține lucrurile respective crește. Nu subliniind, nu recitind, îți pui întrebări, încerci să adaptezi informația pe care ai citit-o în stilul tău personal, e bine să-ți iei notițe și, foarte important, la scurt timp după ce ai parcurs un text, pune-te la masă și scrie-l. Încearcă să vezi ce ți amintești. S-ar putea să fie frustrant, nu o să reții totul și e doar normal să nu reții totul. Când vei reveni asupra informației, nu te apuca neapărat să citești ceea ce știi deja. Știi deja. De ce să mai parcurgi neapărat de 1000 de ori aceeași poveste? Umpleți golurile care sunt în creier cu elementele pe care nu le știi. Mai apare sentimentul frustrant uneori, acea lipsă de informație când apare o întrebare. Parcă ți amintești, parcă știi unde e, dar nu-ți vine răspunsul corect. Iar studiile spun că pe măsură ce timpul trece și cu cât lasă să se instaleze o perioadă mai mare și îți stresezi creierul cu întrebarea respectivă fără să cauți neapărat și răspunsul, cu atât șansele ca să le reții sunt mai mici. Nu întrebarea e cea care produce efecte benefice în creierul tău, pentru că te întrebi, ai primit răspunsul la un interval mare de timp, l-ai uitat la fel de repede, da? E important ca atunci când ai o nelămurire să-ți și acorzi timpul necesar și resursele necesare să afli răspunsul. E important mediul în care învățăm, e important, da? E foarte important să găsești un mediu care să-ți ofere relaxare. Încearcă să gândești pozitiv, care se leagă tot de partea de relaxare. Toate ideile astea nu sunt capabil, nu pot, nu o să rețin, o să pic examenul, nu o să fac nimic, lucrează în defavoarea ta. Uh-huh. Nu te motivează, îți instalează sentimentul de panică, de neputință
Și atunci când povestea asta capătă rădăcini în mintea ta, practic informația nu mai are unde să vină pentru că ai rădăcinile negative care ți-au ocupat și ești înghețat în fața informației. E important să te deconectezi. Trăim într-o era multitaskingului, da? Și avem tablete și avem televizoare și telefoane și primim mesaje prin modalitatea clasică, WhatsApp, toată nebunia de informație, da? E important că atunci când te decizi să înveți și vrei să o faci în mod serios, să iei cu tine doar elementele care nu îți perturbă atenția. E bine să renunți la orice altceva care te poate distrage. În momentul în care te focusezi pe a învăța o anumită informație, renunță să te mai uiți la chestii pe internet, renunță la telefon, renunță la calculator, renunță la televizor, pentru că nu vor face altceva decât să-ți perturbe procesul de învățare, iar în cele din urmă vei fi ineficient. Se întâmplă, și cred că ați pățit-o cu toții, ca să citești un text de 10 ori și să habar nu ai ce ai citit, nu reții nimic. De ce? Pentru că în timpul ăsta mai arunci o privire la telefon, ți-a mai scris cineva, ești tentat să mai dai tu un mesaj. Aparent e simplu, nu? Durează 5 secunde până scrii, că tastăm destul de repede, suntem moderni, avem capacitatea asta, dar multitasking-ul în sine, și cred că am discutat noi la un dat într-o emisiune, și multitasking-ul pornind încă de la copii, nu reprezintă un avantaj pentru lucrările noastre. Nu ești mai bun dacă faci 1000 de lucruri în același timp. Mm-hmm. Ești mai bun dacă faci un lucru, dar îl faci bine. Pentru că suntem serial tasking, lucrăm în serie. Terminăm un domeniu, l-am îndeplinit, ne apucăm de următorul. Multitasking-ul în cele din urmă te va duce în zona de ineficiență în care nu mai poți face nimic bine, până chiar spre ceea ce se cheamă demență digitală, vorbeam la un moment dat. Te pricep cumva în domeniul tău de activitate, digital, scrii repede, tastezi repede, primești informații rapid, le furnizezi rapid, dar scos în afara acestui perimetru, conștientizezi lipsurile pe care le ai. Și sunt multe. Și sunt extrem, extrem de multe. Adoptă o altă modalitate și un alt sfat, adoptă metoda profesorului. Încearcă să explici cuiva, găsește-ți pe cineva dornic să te asculte. Poate și mai greu, dar depinde și de informația pe care o oferi. Că dacă oferi o informație bună, e posibil să-ți găsești ascultători. Aplică metoda asta, încearcă să îi explici tu celorlalți ce ai învățat. De asta uneori învățatul într-un grup de oameni care fac fix același lucru poate fi util. Și ideea de a explica fiecăruia. Pentru că pe măsură ce tu explici, în mintea ta se face lumină. Îți explici practic ție însuți, nu le explici lor. Până la urmă, informația nu e importantă, poate pentru ei e importantă pentru tine și modul în care a ajuns la tine, modul în care tu ai înțeles-o și modul în care tu ai reușit să o pui în scenă. Sunt detalii importante. Ia-ți timp de odihnă. Ia-ți timp să te odihnești înainte de a învăța, ia-ți timp să te odihnești după ce ai învățat. E un fenomen între somnul, favorizează procesul de învățare. Încă prin ce mecanisme, cum, de ce, mai avem, poate, peste 10 de ani de zile, când vom fi din nou la emisiunea de vorbă cu doctorul Salomon Sana. Cu siguranță va trăi mult. Răspunsurile necesare. Uneori e nevoie de intervale mici de somn în timpul zilei. Mm-hmm. Ai parcurs o informație, nu e nicio problemă să te pui cu capul pe perne, să dormi 10, 15 minute, 20, pentru că povestea asta va favoriza foarte mult fenomenul de învățare. Să nu robotizăm totul, să nu devenim niște oameni care citesc, cum spuneam. Sigur, e importantă satisfacția momentului, de moment în momentul în care ai luat o notă mare, memorând, doar memorând, dar nici nu înțelegând anumite aspecte, dar pe termen lung ele nu te vor ajuta și în perioada de adult când tu trebuie să performești, trebuie să fii eficient în domeniul tău de activitate, e posibil să ai probleme și dificultăți. Repet, a învăța eficient poate fi mai greu decât a învăța, decât a memora. Trebuie să fii răbdător, trebuie să ai răbdare cu acest moment și trebuie să-l parcurgi din timp, să nu arzi niște etape. E important să te distrezi, e important, evident, pentru că face parte din viața de zi cu zi și relaxarea și buna dispoziție și voia bună te ajută, dar e foarte bine și foarte corect spus că trebuie făcută o separație între cele două. Te distrezi când trebuie să te distrezi și înveți când trebuie să înveți, nu le combin pentru că nu vei obține beneficii. Vei fi frustrat alergând între aceste două etape și încercând să le unești. Vreau să te întreb de ce tocesc copiii și dacă acest tocit joacă un rol în acel alfabetism funcțional despre care se dovedește de vreo 10 ani încoace.
copiii tocesc pentru că nu știu să învețe și nu le spune nimeni cum să o facă. Dar provenim dintr-un sistem de învățământ noi înșine, unde a toci și a sta cu burta pe carte reprezenta hitul acelei perioade. Literă de lege. Literă de lege, da? Nu avem metode implementate de a învăța în mod corect și chiar și la nivel internațional. Sistemele nu sunt perfecte, sunt perfecționabile, în schimb, și informații vin în fiecare zi în acest domeniu. Trebuie să-i oferi copilului un model pe care să-l urmeze, trebuie să-l faci să înțeleagă la nivel rațional de ce e bine să faci ceva, iar rezultatele pe care el le va obține în timp și faptul că își va reaminti și peste un an de zile ce a învățat astăzi, îi vor crește sentimentul de împlinire și îl vor face să fie satisfăcut. E frustrant uneori să nu ți amintești absolut nimic din ce ai citit, ți-ai luat nota, dar când vine momentul în care tu trebuie să practici ceea ce teoretic ar trebui să știi, te afli în fața unei mari necunoscute și îți creează sentimentul de angoasă. Nu, învață logic, învață coerent, folosește metode logice de a învăța, folosește, poți combina chiar cu o parte de umor, cumva joacă-te cu informația astfel încât să-ți o amintești mult mai ușor. Din punctul acesta de vedere, creează-ți niște rute raționale. Analogii. Analogii pe care să poți merge de fiecare dată, pentru că informația tradusă în mod coerent și în mod logic la nivel cerebral va crea acele rute despre care noi vorbeam, care nu pot fi rupte niciodată sau nu pot fi acoperite și înfundate. Creează-ți niște rute line, durează, e nevoie de un proces. Da, și repetiția face parte din fenomenul de învățare, dar nu acea repetiție mecanizată și bazată pe tocirea informației, cum îi spunem noi, fără ca să o asimilezi și fără ca să o înțelegi. Altfel, ajungem la analfabetismul funcțional despre care vorbeai. Citim, sigur, știm să citim, știm să scriem, dar nu prea înțelegem nici noi, nici cei care încercăm să le explicăm. Nu știm să le folosim. Nu știm să le folosim. Da, sigur, putem fi fericiți și așa, da. Mă rog. Încă de pe vremea când eram eu în școala generală, se vorbea despre metoda de a învăța pe muzică. Și adevărat că unii dintre noi care aveau un ritm din ăsta în sânge, iubeau să învețe pe muzică, pentru că practic făceam utilul în același timp și spuneam noi că îmbinăm utilul cu plăcutul. Recomandăm acest învățat pe muzică? Este bine studiat efectul Mozart în ceea ce privește muzicalitatea, muzica și învățarea, fenomenul de învățare. Sunt nu neapărat învățat cu muzica părintele, deși putem asculta uneori o muzică în surdină, dar trebuie să fie o muzică care să producă un impact pozitiv asupra creierului și să-i permită să intre în zona de relaxare. Discutând despre muzică, ascultarea și înțelegerea muzicii clasice pare să reprezinte un element favorabil procesului de învățare. Îți creează așa, îți deschide câteva ferestre și porți prin care informația poate să intre, dar devine, e mai degrabă vorba de un stil de viață cumva. Încearcă să asculți muzică pentru a te relaxa înaintea învățării, pentru a-ți crea tot ambientul și cadrul necesar ca informația să pătrundă și să rămână acolo. Încearcă să deschizi o ușă prin care să intre, să o închizi pe aia pe care poate și va mai ieși oricum, că sare pe geam informația, dar cu cât reții mai mult, cu atât vei beneficia mai mult de ceea ce citești și vei putea practica mai bine. Este adevărat că învățăm mai ușor atunci când suntem tineri? Este adevărat că învățăm mai ușor. Și ce rol joacă vârsta în procesul de învățare? Apare fenomenul firesc de îmbătrânire. Așa cum îmbătrânește pielea, îmbătrânește și creierul. La vârste tinere, toate procesele și toate fenomenele sunt mult mai ușor de învățat. Interesul este mai mare, dorința este mai mare, capacitatea de stocare este mai mare, energia pentru a face anumite lucruri este mai mare. Răbdarea. Răbdarea este mai mare, da? După un anumit timp apare rutina, apare scăderea voinței, apare oboseala. Practic, fenomene inerente. Plus apare acest fenomen de degradare firesc după vârsta de 40-45 ani care se instalează asupra sistemului nervos central, asupra creierului. Stochezi informația, o idee mai greu. Nu înseamnă că nu o poți realiza, dar cumva trebuie să luți mai mult. Pe de altă parte, nu mai ai nici timpul necesar, pentru că dacă în anii de școală și de perfecționare faci doar asta, ești în școala generală, la liceu, la facultate, nu prea ai alte activități decât să vrei și să te distrezi. Da? În momentul în care tu devii adult, lucrurile se schimbă puțin. Așteptările de la tine și din partea anturajului, dar și din partea ta sunt altele. Trebuie să începi să produci de responsabilitățile. Trebuie să începi să produci bani, trebuie să începi să te susții, trebuie să te organizezi, trebuie să ai grijă de tine și poate chiar de alții din jurul tău. Asta consumă energie, consumă resurse și îți mănâncă și timpul. Nu mai ai tot timpul necesar. E foarte important să aplici învățarea în primii ani. Ea reprezintă baza, reprezintă fundația. În momentul în care ai o fundație foarte stabilă și un sistem logic
pe care poți să mergi și niște căi foarte bine puse la punct, restul construcției vine de la sine. Doctor, pentru că suntem și prieteni în timpul liber, eu știu că dumneavoastră nu v-ați de învățat și vreau să vă întreb, unde găsiți această motivație și timp și energie pentru a evolua în profesia pe care o practicați. Ceea ce fac. Cred că despre asta e vorba până la urmă. Nu o fac pentru alții, conștientizez că, sau mă rog, poate o fac și pentru alții, de fapt, dacă stau să o gândesc puțin și mai mult, o fac pentru binele altora. Dar în principal o fac pentru binele meu. Informația corectă și bună și încerc să-mi găsesc cele mai bune resurse de informare și să fiu la curent cu tot ceea ce apare în fiecare zi, informația mă ajută pe mine în primul rând, iar ajutându-mă pe mine îi pot ajuta la rândul meu pe alții. Am și un domeniu de activitate în care înseamnă să intru în contact cu diversi oameni și mi se întâmplă să intru în contact cu cel puțin 3.000 de oameni anual, așa, după un studiu pe care l-am făcut. Ori dacă eu transmit o informație corectă, ei la rândul lor vor transmite o informație corectă și atunci disiparea informației la nivel interuman până la urmă va produce beneficii. Îmi doresc ca lucrurile să decurgă pe o cale corectă între mine și oamenii pe care îi întâlnesc și asta mă motivează cumva. Învățarea corectă, și probabil că este ultima întrebare, reprezintă un factor important pentru a încetini procesul de îmbătrânire a creierului? Da, reprezintă tot ce implică logică, tot ce implică antrenament, tot ce implică efort în direcția asta, pentru că, spuneam, a învăța corect înseamnă să muncești mult mai mult decât a învăța incorrect, chiar dacă pare aberant, dar așa este. Toată povestea asta va crea rețele neuronale noi. Vom favoriza apariția acelor căi de acces la nivelul creierului pe care informația să curgă lin, vom pava strada informației, iar ea de la sursă către cortexul cerebral va parcurge acest drum într-o manieră corectă. Crearea a cât mai multe rute la nivel cerebral și favorizarea fenomenului de învățare stopează fenomenul de îmbătrânire și apariția degenerării scențelor cerebrale care conduc spre zona de demențe. Pentru că e important să îți stochezi informația în mai multe sectoare, nu într-un singur element și ok, fenomenul de îmbătrânire poate să apară, degradarea neuronală poate să apară, dar până la urmă dacă informația ta e pusă în mai multe sertare, poți să pierzi un sertar, nu pierzi tot dulapul. Mai rămân elemente pe care te poți baza și pe care le poți reconecta la lumea înconjurătoare și la rețeaua din capul tău. Așadar, lecțiile importante pe care vreau să vi le transmitem astăzi foarte clar sunt acelea că învățatul are vârsta lui și recomandăm să facem acei pași obligatorii de stat în instituții la timp, să nu ne întoarcem pe la un 30-35 de ani să le facem povestea bacului. O putem face, dacă situațiile au fost și lucrurile au decurs de așa natură încât nu s-a putut face. Niciodată nu e prea târziu. Niciodată nu e prea târziu, pentru că vreau să reținem și informația asta. Nu suntem depășiți. Oricând putem face lucrurile pe care ne dorim. Important este să găsim motivația corectă și energia necesară. Asta nu îi sperie pe oameni. Dar e bine să o faci din timp. Fiecare lucru are cumva timpul lui și intervalul lui în care poți fi eficient și poți eficientiza maximum această poveste. Despre asta e vorba până la urmă, fi eficient. Și învățând corect, suntem și eficienți și funcționali. Și sănătoși. Și sănătoși. Vă mulțumesc tare mult. Știți deja că vă aștept cu drag în ediția viitoare. Știți deja că voi veni. Pentru că ne place să ne furnizați informații prețioase pe care le putem aplica în viața noastră. Mulțumesc mult. Noi continuăm de vorbă cu doctor. Rămâneți cu noi pentru noi subiecte interesante. Omenirea nu a fost niciodată într-un proces mai mare de degradare cum este acum. Toți suferim de câte ceva, spitalele sunt pline, farmaciile nu duc niciodată lipsă de clienți și cine știe câți mai sunt în casele lor și suferă în tăcere. Una dintre principalele cauze, alimentația. Dr. Paul Clayton, un celebru medic și om de știință din Anglia, trage serioase semnale de alarmă în ceea ce privește mâncarea procesată și vine în România pentru a dezvălui câteva lucruri de maxim interes. Specialistul va vorbi despre cum ne otrăvim încet și sigur mâncând junk food, pâine albă, mezeluri, zaharuri și băuturi colorate și acidulate. Va povesti despre studiul făcut pe epoca victoriană, când dieta era anti-inflamatorie, mergând astfel la cauzele bolilor degenerative ale secolului nostru și anume inflamația cronică, ce este cauzată de ceea ce ar trebui să ne hrănească. Am ajuns în stadiul în care muncim pentru a ne hrăni cu prostii și a ne plăti apoi tratamentele scumpe.
Așadar, viața nu mai este un dar, ci un bun plătit cu mulți bani, spune actrița Ani Crețu, cea care a făcut demersurile pentru ca Dr. Clayton să ajungă în România. Dr. Paul Clayton a fost președinte al Forumului pentru Alimentație și Sănătate, Marea Britanie, și consilier științific senior al Comitetului pentru Siguranța Medicamentelor al Guvernului Britanic. Este în prezent senior al Institutului pentru Alimente, Creier și Comportament de la Oxford. Lucrează cu medici și oameni de știință în centre de expertiză clinică în mai multe țări, proiectând și supraveghind studii preclinice și clinice ale intervențiilor farmaceutice. So, Dr. Clayton, what's the connection between inflammatory chronic disease and what we eat? In many cases, I think in the majority of cases, chronic inflammatory conditions are very directly caused by our lifestyle. Lifestyle factors which mostly derive from the food that we eat. There are some other non-food related problems. I mean, smoking, heavily polluted air, these are not good ideas. But the diet is very important. A healthy diet should contain a range of anti-inflammatory protective factors, and they include omega-3 fatty acids and the polyphenols, they work together. Blended prebiotic fibers, the 1,3-1,6 beta-glucans. And if you look at the modern industrial style of food production, a lot of those compounds have gone. So the protective factors have gone, and in their place, we see large amounts of pro-inflammatory factors, which include sugar, huge amounts of sugar, compounds called advanced glycation end products and advanced lipoxidation products produced in large amounts by industrial food processing. And also lipopolysaccharide, very pro-inflammatory, which is produced in modern cut, processed salads and vegetables and things like that. So the anti-inflammatory compounds, which should be there, have gone. High levels of pro-inflammatory compounds have been added. So this is a modern diet, which is absolutely guaranteed to cause chronic inflammation. So if you were to say, what should we be eating? What elements we should include on our daily basis diet? I think any healthy diet today should focus on reducing the intake of pro-inflammatory compounds and focus on increasing your intake of anti-inflammatory compounds. The long-chain omega-3s, which are the ones you need, you can really only get from seafoods, oily fish such as herring, mackerel, wild salmon, things like that. The prebiotic fibers, best sources for those would be pulses and legumes. Polyphenols, the highest concentrations in spices, and then after that I would say probably the berry fruits would be your best sources. Good idea is to eat more of those types of foods and eat less processed foods, especially the ultra-processed foods, which tend to be nutrient-depleted, pro-inflammatory, and calorie-dense. Not a good idea. So would you say a raw diet would be more beneficial than what we are currently eating, overcooked food and processed? Well, cooking per se is not a bad thing. I mean, cooking improves the nutritional qualities of many foods. So I'm not saying that you have to go raw. It's not necessary. It really depends on, you have to be more granular. You have to say which foods are best eaten raw, which foods are best eaten cooked, and what kinds of cooking you should actually consider. Because some cooking is actually very good, and there are certain forms of cooking, especially the high temperature ones, such as grilling and barbecuing or deep frying, which clearly are not. So you have to be a little bit nuanced, more nuanced in your general approach than just to say, oh, raw or cooked. It's more complicated than that. So it's all about balance? Well, yes. I mean, balance is really, perhaps it's a little bit more of an Eastern philosophy than a Western one. When it comes to omega-6s and omega-3s, balance is absolutely essential. You need to have some of both. It's a question of having them in the right range, and that appears to be between 2-to-1 and possibly 5-to-1 for your 6s and 3s. The problem is the modern diet gives us ratios far in excess of that, about 15-to-1 on average in Europe, 25-to-1 in North America. That most definitely increases the risk of chronic inflammation and it increases the risk of chronic degenerative disease. So
So there are many supplements on the market that promise you a healthy life and that you will live forever. What makes Zizino supplements and based on your studies, what makes them different and why should we take Zizino instead of others? I don't like the food industry in its current form because I think it poisons too many people. I don't like the pharmaceutical industry because I think that their philosophy and their targeting is completely inappropriate. Drug companies kill a lot of people too, it's one of our dirty little secrets. I don't like the supplement industry. I mean, I don't like anybody really, because a large part of the supplement industry is completely meretricious. It has no value whatsoever. When you look at the formulations, you can see that this was designed by somebody who has no understanding of human biochemistry, or is working to a price point that means that they can't produce anything that's worthwhile, or they're selling something that's fashionable that they don't really understand. And when you look at what's happening in the market, people go into a shop to buy a supplement, they don't know what they're buying, and in almost every case, the person selling it to them doesn't know what they're selling. I mean, that's a terrible business model. It's not a good way to do it. If you start with a good understanding of what actually drives chronic degenerative disease, which comes back to chronic inflammation, then the problem starts to open itself up in a much more productive way. We can analyze the sequence of events that drives chronic inflammation, and we can stop that sequence at a number of different points. That's the difference between supplements and pharmaconutrition. What we've practiced, what I've worked with for many, many years now, is pharmaconutrition. That's the scientific way of looking at it. Another way of looking at it is we're simply putting back into the diet what the food industry and our lifestyles have taken out. That's all. So what would be your advice about a happy, balanced life? Healthy life. A happy, balanced life. If I knew what constituted a happy, balanced life, I probably wouldn't be here. And our last question. Kids nowadays, they are the most targeted group of people. They have more and more allergies and more problems. So are these kind of supplements beneficial for kids? Can they use it? Absolutely, yes. We know that the very high incidence of allergies and the very high incidence of severe allergy seems to be related to, one, the removal of 1,3-1,6 beta glucans from the food chain, two, the shift from anti to pro-inflammatory, which means your adaptive immune system is configured in a way, we call it Th2 dominance, which makes you more likely to be allergic. The pro-inflammatory environment in the body created by the modern diet means if you do have an allergic response, it will be more extreme. So when you sort of strip the problem down to its basic elements, and you can then design a program to rectify the immunological imbalance, to reduce the inflammation, to stop it, and in practical terms, what I see is that the majority of cases, once you start addressing them in this way, symptoms become less, they become less medically dependent, the majority become drug-free. How many years of testing and experience do you have in the field? I have been working with nutrition and laterally with pharmaconutrition for half a century. A long time. And in the beginning, I was very much out on the wilder fringes of clinical science. And I remember when I first coined the phrase pharmaconutrition, my colleagues, very senior professors, said, "What on earth are you talking about?" And I wasn't quite sure what it meant myself. You know, that was years and years and years ago. But over time, we and my colleagues and I, we sort of refined the concept and developed it. And what it now means is we start off by trying to unravel the metabolic problems, the metabolic imbalances that drive chronic degenerative disease. They are largely caused by nutritional imbalances. And then we rectify as many of those as possible and normalize the metabolism, or what the great French physiologist Claude Bernard referred to as le milieu intérieur, the internal environment. When you do that, a lot of disease fades away. And in fact, a large part of the aging process slows down considerably. This is a huge development, I think, in clinical medicine. Looking at you, you're very young and very healthy, and you look very shiny and bright after a really long day. So, I'm thinking that your studies really work. Do you use your supplements?
I do, but I mistrust the argument ad hominem. Just because something seems to work for me, I mean, you know, that doesn't prove anything. Case histories are the lowest level of evidence. This is a new science. We don't really have much better data than that now. We have a lot of it, but that's still a lot of weak data. What we need to do is to move on to prospective randomized clinical trials. And the company has reached the point now where we can actually budget for that. So we're starting one now. We have ethics committee approval. It's in a major disease condition, which I can't talk about at the moment. It's politically very sensitive. I think that we should be able to report in Q4 2020 or Q1 2021. And when that happens, I think it'll change global opinion. Ca părinte este greu să iei decizii pentru copilul tău. Suzeta are atât susținători cât și critici. Alegerea în definitiv aparține părintelui, fiecare după nivelul de informare, dar și instinctului părintesc. Suzeta produce o anume dependență. Unii dintre cei care se opun Suzetei susțin că aceasta este un veritabil drog. În cazul în care copilul adoarme numai cu Suzeta, este foarte posibil ca acesta să plângă și să se trezească din somn de ori de câte ori îi cade Suzeta din gură pe timpul nopții. Pe de altă parte, subtul este un reflex foarte puternic la nou-născuți și la copiii mici, mai ales în primele luni de viață, până la 6-8 luni. În plus, subtul liniștește copilul, calmează colicile, îl ajută să adoarmă. Efectul cert de calmare al Suzetei este dovedit și probat. Vorbim cu dr. Anca Oltean și aflăm despre malformațiile dentare, anomalii dentare, dar și vârsta ideală pentru reeducarea obiceiurilor copilului. Suntem în cabinetul medicului pentru a afla care este impactul suzetelor, tetinelor și a subtul degetului asupra dentiției copilului. Pot naște mai târziu probleme ortodontice? Aflăm imediat. Vă salut și mulțumesc că suntem împreună. Mulțumesc pentru invitație. Ce este mai bine, suzeta sau tetina? Nici Suzeta, nici tetina. Suzeta sau tetina sunt cam același lucru. Deci, pentru termen lung, ca să zic așa, nici Suzeta și nici tetina nu sunt indicate. În primul an de viață sunt acceptate și prezența, da, prezența subtului Suzetei în general, pentru că, mă rog, copilul se liniștește în prezența acesteia. Însă, după vârsta de un an, nu mai este indicată folosirea suzetei. După cum, subtul degetului este un obicei vicios care poate să creeze probleme ulterioare în evoluția alinierii dinților. De aceea sunt obiceiuri vicioase care oarecum trebuie evitate chiar de la început. Și aici vorbesc din proprie experiență, că băiețelul meu cel mare s-a născut cu obiceiul de a suge degetul. Le-a căutat cumva pe rând până când s-a obișnuit cu degetul mare. Și atunci, cu blândețe, l-am îndepărtat și încet, încet, da, subtul la sân a fost cel care a înlocuit subtul degetului. Sunt anumiți copii care sunt mai predispuși acestor transformări care se întâmplă în urma subtului sau este o regulă generală? În momentul în care vedem un copil care suge suzetă sau petină până la vârstă mai înaintată, problemele ortodontice vor apărea inevitabil. Da, de regulă subtul degetului poate să creeze alungirea arcadei dentare cu înclinarea accentuată a incisivilor. Și atunci apare acel aspect de dinți de iepuraș. Da? Subtul suzetei, iarăși, poate să creeze premizele apariției ocluziei deschise, adică incisivii de sus nu mai ating pe cei de jos, apare un spațiu între incisivii superiori și cei inferiori, spațiu în care limba intră și apare vorbirea aceea peltică, sâsâiala, da? Iar ambele variante, atât subtul degetului cât și subtul suzetei, se însoțesc de apariția anomaliilor dentare către o vârstă mai... În special, părintele își dă seama în jurul vârstei de 6-7 ani. Da? Când încep să erupă incisivii definitiv și aceștia fie au modificări de poziție, fie, da, copilul are perturbări de vorbire, atunci își pun problema. Însă problema își are rădăcinile chiar din perioada în care
din primul an de viață. De la ce vârstă, ca părinte, trebuie să fim atenți, să scoatem din obiceiul copilului subtul sudetește tinei? Oh, ideal ar fi ca în primele zile, da, dacă observăm că copilul își suge degetul, să instituim subtul la sân. Deci subtul la sân este cel care favorizează o dezvoltare normală a aparatului dentomaxilar. Practic stimulează musculatura periorală, în special limba, pe care o ajută să se poziționeze într-un mod firesc atunci când copilul înghite. Pentru că actul de deglutiție este foarte important în dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar. Atunci când limba este poziționată într-o altă poziție față de cea fiziologică, poate determina perturbări ale modificări, ale așezării dinților pe arcadă. În mod normal, limba se sprijină pe bolta palatină, sus, pe cerul gurii, atunci când înghite, presiunea limbii fiind un stimul în dezvoltarea bolții palatine și în dezvoltarea arcadei maxilare. Dacă limba se sprijină pe incisiv în momentul în care înghite, aceștia vor suferi o acțiune de înclinare, se înclină către exterior și pot să apară spațieri, chiar pot să apară spațieri între incisivi. Sunt anumite cazuri în care, în special legat de subtul suzetei, în care limba înghite între incisivi. Practic se creează un spațiu între incisivii de sus și cei de jos, spațiu ocupat de limbă, și atunci apare așa numită deglutiție infantilă. Și se creează un cerc vicios, da? În care incisivii practic sunt ținuți la distanță prin interpoziția limbii între ei. Evident, apar și modificările de vorbire, sigmatismul, cel mai frecvent, sau susâiala. Și, uite așa, o întreagă... Probleme care curg. Da, se creează un cerc vicios de anumite probleme pe care ulterior, la vârste mai înaintate, este mai greu să îl corectezi. Da. Pentru că deglutiția este un act inconștient, practic. Da? Și atunci, repoziționarea limbii într-o poziție corectă este mai ușor de făcut atunci când copilul este... Da? Mai aproape de, eu știu, în primul an de viață sau în primii 3-4 ani de viață, decât la o vârstă mai mare. Din experiența prietenilor care sunt copii, așa, am aflat că în momentul în care retragem suzeta sau tetina din obiceiul copilului, acesta are tendința, cel puțin la început, de a le înlocui cu altceva. Fie obiecte pe care le bagă în gură și le suge, fie degetele pentru că slavi de mână. La ce ar trebui să fie atent un părinte? Pentru că mi-a spus că acesta începe să observe pe la vârsta de 6-7 ani. Ce putem observa înainte de această vârstă, când încă mai putem corecta lucruri? Ușor. Păi, cel mai bine ar fi să nu instituim suzeta, da? În primul an de viață. Pentru că, normal, bebelușul, forma lui de exprimare, chiar dacă țipă și așa, e dreptul lui să o facă. Și putem găsi alte mijloace să comunicăm cu el decât să îi, nu știu, să scăpăm de el punându-i acea suzetă în guriță. Mm-hmm. Nu? Mie se pare mai logic așa. Dacă avem răbdare și urechitari. Exact. Dar cu toate acestea, e bine ca, eu știu, dacă observăm că copilul are tendința să-și sugă degetul, atunci îl lăsăm oarecum să-și sugă suzeta, pentru că ulterior e mai ușor de dezvățat subtul suzetei decât al degetului. Da? Însă, atunci când părinții sunt atenționați, chiar dacă, eu știu, copiii au 2-3 ani și li se atrage atenția că urmează să apară o anomalie dentară dacă mai continuă cu subtul suzetei, e bine să vorbească cu copiii și să pună așa o mică poveste ca să poată să scape de acea suzetă. Da. Deci totul e oarecum friendly, ca să zic așa. Da? Trebuie vorbit foarte bine cu copilul ca să
poate înțelege, și de regulă înțeleg copiii, că trebuie să renunțe la ceasul Z. Avem această comunicare minunată părinte-copil. Când intră și medicul în această poveste frumoasă a lor? Când apelăm la medic? În special, pentru copii, cam vârsta de 3 ani este indicată pentru un control stomatologic. Dacă până atunci n-au apărut, eu știu, alte probleme legate de carii de biberon sau de traumatisme dentare sau de alte chestii. Dar la vârsta de un an este bine ca părintele să înceapă încet, încet să apeleze la periajul dentar cu periuțe adecvate vârstei și paste de dinți fără flori la fel adecvate vârstei. Totul va începe ca o joacă, evident că copilul are tendința să copieze ceea ce face părintele și atunci dacă îl vede că se spală pe dinți, se va spăla și el așa în joacă. Normal, la început totul e ca o joacă. Ulterior, deci la 3 ani, e bine ca să-l vadă un medic stomatolog, un medic pedodont în special. Și acesta va controla, pe lângă integritatea arcadelor dentare și evident, să observe dacă există vreo carie sau alte probleme legate de deglutiție, da, de vorbire, de sucul zuzetei, dacă e cazul, sau al degetului, și să poată îndruma părintele către un medic ortodont, numai dacă este cazul. Dacă nu, de regulă, tratamentul ortodontic începe cumva în jurul vârstei de 6-7 ani. Însă, în perioada aceasta de la 3 la 7 ani, este tratamentul interceptiv, în care noi putem să degrăvăm anumite obiceiuri vicioase ale copiilor și să-i ajutăm să și le corecteze, evitând astfel instituirea unor anomalii dentomaxilare pe care le-am corectat mai greu, mai târziu. Și în durată mai lungă de timp. Exact. Problemele dinților strâmbi sunt ereditare? Unele dintre ele, da. Uh-huh. Da. Mai ales cele legate de creșterea în exces sau creșterea deficitară pe anumite baze osoase. Da? O altă problemă ereditară este și sunt și dinții supranumerari. Adică atunci când copilul moștenește fie o formulă mai, cu dinți mai mulți, dinți supranumerari, sau un anodonții, dinți mai puțini, un număr mai mic de dinți față de formula dentară normală. Deci sunt, sigur că da, probleme, anomalii genetice care se transmit pe scară genetică. Însă marea majoritate a anomaliilor dentomaxilare sunt de origine funcțională. Deci apar ca urmare a unor obiceiuri vicioase sau a respirației orale. Da. Mi-ați ridicat frumos mingea la fileu. Această respirație orală, ce este și de ce este periculoasă pentru copil? În mod normal, aerul trebuie să fie inspirat prin cavitatea nazală. Atunci când există obstrucții la nivelul pasajului faringian, amigdalite frecvente sau vegetația adenoide, copilul este obligat să respire pe gură. Bineînțeles, nu vorbesc de episoadele pasagere de virozele respiratorii de câteva zile, ci de o respirație orală care se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp. Și atunci, faptul că aerul nu mai trece prin cavitatea nazală, ci pasajul de intrare a aerului este cavitatea orală, se creează anumite modificări în dezvoltarea maxilarului care duc la apariția compresiei de maxilar. Practic, maxilarul se îngustează și se alungește, deglutiția se modifică, dinții pot suferi procese carioase pentru că în mod normal ei ar trebui să stea într-o cavitate închisă și să fie umeziți în permanență, dar pentru că aerul circulă prin gură, dinții suferă un proces de uscare și atunci cariile pot să apară mai frecvent la acești copii. Calitatea aerului inspirat iarăși este un pic mai deficitară și pot să apară
probleme, eu știu, respiratorii mai complicate. Și la fel un deficit de creștere la acești copii. Cât de importantă este alimentația pentru păstrarea dinților frumoși și sănătoși? Este foarte important. Indiferent de vârstă? Indiferent de vârstă, da. Sunt obiceiuri alimentare pe care trebuie să le implementăm copiilor noștri încă din primii ani de viață. Și în special sunt legate de alimentele neprocesate, da? Legume și fructe în stare proaspătă. Lucrurile în alimentație este bine să fie folosite cu o anumită măsură. Da? Adică nu putem să-i spunem copilului, ok, nu-ți dau deloc bomboane sau nu-ți dau deloc, da? Însă o bomboană sau două este, da, suficient. Ce sfaturi oferim părinților? Pentru că știu că deseori medicul stomatolog este acel bau-bau și dacă nu faci ceva, ajungi la bau-bau. A, nu. Deci, cel mai bine pentru părinți ar fi să povestească oarecum copiilor că s-au simțit minunat pe scaunul dentar. Pentru că atunci când copilul aude povești, eu știu, mai cine știe cum, poate să proceseze altfel impactul cu medicul stomatolog. Și să-și creeze singurul film care nu este chiar în concordanță cu realitatea. Exact. Însă, de multe ori, și ambientul cabinetului și culorile și, da, îi atrag. Deci nu este ceva, nu mai este cum era, mă rog, când eram noi mai mici. Da, sunt o grămadă de joculețe în sala de așteptare, de filme care îi pot atrage. Deci totul este destul de interactiv, ca să zic așa. Ei, cel mai important în toată povestea asta este ca la primul impact, da, copilul să fie liniștit, să fie într-o perioadă în care nu este somnoros sau nu este agitat, da? Deci nu are programul lui de somn în perioada în care este programat la control. Evident că primele ședințe, dacă copilul e mic, se vor face doar simple periaje, simple, deci trebuie neapărat să comunici foarte mult cu el ca să poți să îi captezi atenția și să îi câștigi încrederea. Exact, să îi câștigi încrederea. Vă mulțumesc tare mult, fiecare dată o plăcere și promitem că revenim. Ok, vă aștept cu drag. Emisiunea nu urmărește implementarea unor coduri de conduită și etică personală. Scopul este acela de a promova informații medicale de actualitate aduse de către profesioniști în domeniu. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.